Christophe Guy Denis este numele actorului mai bine cunoscut drept Christopher Lambert, ori ca interpret al rolurilor Connor McLeod din Nemuritorul sau Tarzan din seria Tarzan din Greystock. Fiul al unui diplomat francez, Lambert, s-a născut pe 29 martie 1957, deține atât cetățenie franceză cât și americană, a jucat în producții cinematografice franceze, europene, dar și americane. Și-a făcut debutul pe scenă la 12 ani, deși părinților le-ar fi convenit o altă carieră. Iar faptul că după câteva filme a fost descoperit de regizorul american Hugh Hudson a constituit un mare atu pentru artistul, care a fost distribuit în filmele Greystock, Legenda lui Tarzan și Lord of Apes. Apoi, pentru producția Subway, Christopher este răsplătit cu premiul Cezar pentru cel mai bun actor. Cel mai faimos rol interpretat însă de actorul franco-american rămâne însă cel din Nemuritorul, Highlander, unde îl întruchipează pe Connor McLeod.